A moștenit o avere impresionantă bazată pe plantații de trestie de zahăr. Profesorul său din tinerețe i-a recomandat doar două cărți, Robinson Crusoe și Vieți paralele a lui Plutar. Mai târziu, ca autodidact, s-a instruit în filozofie și gramatică pentru a se descurca în înalta societate. A refuzat însă să participe la ceremonia încoronării lui Napoleon, deși fusese invitat. Apoi a eliberat America Latină de stăpânirea spaniolă. Romanele sale istorice de aventuri i-au adus celebritatea în întreaga lume. Deși a început timid, mai mult încântat de povestirile mamei sale despre faptele de arme ale tatălui, general al Revoluției franceze, mort pe când viitorul scriitor avea doar 3 ani. Actorul și dramaturgul evreu născut în Rusia a rămas în posteritate prin două importante premiere. Înființarea primului teatru profesionist în limba idiș din lume, la Iași, și scrierea primei piese de teatru în ebraică, jucată în Statele Unite ale Americii. Interpretul de muzică ușoară și-a legat definitiv numele de galați la 20 de ani, când s-a alăturat colectivului teatrului muzical Nicolae Leonard. La 68 de ani a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului dunărean, dar și diploma de onoare în cadrul Galei Muzicii Ușoare Românești, O zi printre stele, a Ministerului Culturii și Cultelor. Noi ne întrebăm adesea cu tandrâț, de ce n-ar fi și-a treia tinerit? Pentru rolul Cosmo Kramer din popularul serial de televiziune despre nimic, Seinfeld, actorul american a primit 3 premii Emmy. Jerry, you don't understand. That's the way they talk in Italy. They sing to one another. La preajarena, mucara, soraie. Prima actriță hispanică plătită cu $1,000,000 pentru un film a ajuns între timp una dintre vedetele cele mai solicitate de la Hollywood. Când nu joacă în filme, cântă, produce seriale și emisiuni de televiziune. Fizicianul britanic a impulsionat cercetările din fizica atomică odată cu descoperirea în 1932 a neutronului, particula componentă a nucleului atomic fără sarcină electrică. Dintre consecințele descoperirii sale, îmbogățirea uraniului i-a pus probleme de conștiință în 1940, când scria în jurnalul său: am realizat că o bombă nucleară nu era doar posibilă, ci inevitabilă. A trebuit apoi să iau somnifere. Era singurul remediu. Cei mai mulți îl știm ca actor, însă el a scris și poezie pe placul lui Eliade Cioran sau Steinhardt. A aderat la grupul de poeți auto-intitulat Corabia Curatați. E atâta nepace în sufletul meu, bătut de alean și de umbre cuprins, un dor fără sațiu m-am vins și nu știu ce sete mă arde mereu. Stupid! Ați spus ceva? Stupid! Nu? Ați spus ceva? N-am spus nimic. Nu. N-am spus nimic. Ce vrei? Ce te zgâiești așa la mine? Nu le vom ști niciodată pe toate. Important e să înțelegem ceva din viața asta.